Bună dimineața! Kairigini a fost ultimul punct din nord-vestul Australiei pe care l-am vizitat. De astăzi vom porni înapoi spre Sydney. O vom lua prin centrul continentului, pe scurtătură. Un drum de 5-6 mii de kilometri, mai scurt decât cel de 11 mii parcurs pe coastă. Am aplicat pentru obținerea unor permise speciale de tranzit, drumul traversând mai multe comunități aborigene. Aceste comunități sunt închise publicului, nu avem voie să le vizităm, putem opri doar pentru odihnă și alimentarea cu diesel. Această primă parte are 1500 de kilometri și este neasfaltată. Avem dreptul de a parcurge traseul în 3 zile, fără posibilitatea de a prelungi tranzitul. Aborigenii consideră că dacă nu e sigur că poți să străbați drumul în această perioadă, atunci trebuie să o iei pe altă parte. Tragi din drum. But she lets me pick her up when traffic escorts. My heart stops beating. Niște rotițe mici. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy. Recommended for cars and four-wheel drives. Da, mă, am pus și data trecută tot. Ok. Și mă așez aici? Gata. Da. Conducem de dimineață de la ora 7, acum este 5 și încă mai avem de condus. Temperaturile afară au oscilat între 41 și 43 de grade Celsius. După 800 de kilometri parcurși,
pneurile mașinii fric, nu poți ține mâna pe ele. De altfel, drumul este presărat cu bucăți de cauciuc sau cu jante, pneuri care au făcut explozie. Noi mergem cu 90 de km la oră și nu pot spune că ne simțim în siguranță. Știrea zilei: a condus 100 și ceva de kilometri. 180. 180? Da. Nu cred. Vai. Bravo. Mamă, ce culori. Welcome to the Outback Way. Da, este Outback-ish situația pe aici. Ce plouă și restul e uscat, vezi? Și intrăm pe Great Central Road. Open to all traffic. Deși noi știm că trebuie 4x4 în alt. Da, vedem. Momentan arată bine. Momentan e asfaltat. Uite-l, e ca în palmă, n-are linie pe mijloc, în rest. Ce culori! Da. Au pusul, dar asta e de bun augur. Am înaintat 150 de kilometri pe drumul neasfaltat, am trecut și de prima comunitate aborigenă. Acum luăm o cină rapidă, ne odihnim și mâine pornim mai departe. Să vă arătăm și unde am campat peste noapte. Este o zonă special amenajată, lângă drum, unde poți rămâne maxim 24 de ore. Am fost singuri. O nouă zi pe Outback Way! Yay! Cărăm pe lângă apă acum și gunoiul. Nu există coșuri de gunoi aici, trebuie luat cu noi. O nouă zi, o nouă prăfuială, ia să vedeți. Ne-au o barcă pe tiret.
curaj. Oameni curajoși. Și mașinile lor plutitoare. Asta avea doar placa de surf. Foloseau împreună barca. Da. Așa arată primul roadhouse de pe drum. Acestea sunt pompele de benzină, respectiv motorină. Noi ne-am speriat crezând că sunt închise. Indicatorul ne anunță că drumul este deschis, atât în față cât și în spate. Motorina ne-a costat aici 3,40 dolari, de obicei ne costă 2 dolari în oraș. Aici vom scăpa de sacul de gunoi. Putem da telefon, nu avem nevoie. Și putem folosi toaletele. Simple, dar curate. De la Roadhouse am aflat câteva informații. Drumul în față este corugat, dar nu vom avea parte de noroi sau nisip moale. Am fost curioși să știm dacă acesta este un business bun. Iar răspunsul a fost că vara pe aici nu trec două mașini. Suntem curajoși. În restul anotimpurilor există trafic. Acum temperaturile sunt extreme și dacă ți se strică mașina, riscurile sunt foarte mari. Nu vreau să vă spun eu că drumul este greu sau ușor. Vreau doar să vă arăt bucăți de mașină abandonate pe marginea drumului. Aceasta este o punte față. Mai departe avem un pneu. Pe partea cealaltă, alte bucăți de pneuri. Această mașină a devenit un culcuș de canguri.
suntem pe marginea drumului, în deșert. Mâncăm în mașină, la aer condiționat, nu am rezistat afară. Și da, am fi vrut să fim pe malul oceanului, la briză, arăcoroasă, dar așa e drumul, așa e viața. Salată de varză, cu ton. Nu așa de fierbinți ca... Ca ei? Apneul pe care tocmai l-am dat la o parte. Primele cămile sălbatice pe care le vedem în Australia, de când îmi doresc! Știați că Australia găzduiește ultimele turme de cămile sălbatice? Cămilele aduse aici din Afganistan și India începând cu anul 1840 au însoțit și ajutat coloniștii în explorarea Australiei și traversarea regiunilor aride. Toate proiectele care au cucerit și industrializat sălbăticia australiană datorând mult acestor corăbii ale deșerturilor. Aceste animale pot căra poveri de 300 de kg pe o distanță de 800 de km consumând doar 15 litri de apă. Datorită puterii și rezistenței lor, cămilele au fost folosite la transportarea de alimente și echipamente către minele de aur, la construirea liniei de telegraf dintre Adelaide și Darwin și la trasarea căii ferate transaustraliene ce făcea legătura între Sydney și Perth. Conducătorii de caravane erau angajați tocmai din Afganistan. Deschizători de drumuri prin Outback, acești oameni și-au lăsat amprenta și în zilele noastre. Trenurile care traversează în prezent imensitățile Australiei sunt numite GAN, în limbajul comun, cu referire la numele pe care l-aveau cămilarii în Afganistanul natal. Pe măsură ce automobilul a început să fie tot mai folosit, multe cămile au fost lăsate libere să hoinărească. Se spune că în prezent peste 200.000 de cămile își reclamă drepturile asupra deșerturilor australiene, fiind adaptate extraordinar de bine la climatul de aici.
Frigiderul Engel rezistă cu stoicism pe aceste călduri și drumuri corugate și ne ajută să avem mereu apă rece și mâncare proaspătă. Așa că, după o zi plină, ne răsfățăm în această pustietate cu frigărui de berbecuț. O parcare mult spus amenajată de pe marginea drumului. Sălbăticia locului și-a spus cuvântul azi noapte. Am fost vizitați de mai mulți dingo, ce au dat târcoale mașinii poate în căutare de mâncare sau poate curios să vadă cine le calcă teritoriul. Va fi o altă zi grea, ultima pe Great Central Road, la finalul căreia sperăm să ieșim de pe pământurile aborigenilor, unde aveam voie doar la 3 zile de tranzit și să ne putem relaxa, să mai încetinim un pic ritmul. Haideți să vă explicăm de ce arată așa ciudat stațiile de carburant pe acest traseu. Pe pământurile aborigenilor australieni, benzina este interzisă, deoarece atât de mulți dintre ei sunt dependenți de consumul acesteia. Și nu vorbim de consum la suta de kilometri, ci de prizat benzină, așa cum în România anilor 90 se priza Aurolac. În anii 80, această zonă Australiei a fost campioana mondială a prizatului de benzină. Acum, guvernul furnizează în aceste zone un combustibil echivalent numit Opal, un tip special de benzină produs de BP începând cu anul 2005. Opalul nu conține plumb și are niveluri foarte scăzute de hidrocarburi aromatice, fiind astfel lipsit de mirosul volatil căutat de adulmecătorii de benzină. Chiar și fără benzină, stațiile de alimentare sunt împrejmuite și încuiate. Nu de puține ori am auzit despre localnici care înmuiau prosoape vechi în combustibilul vărsat la pompă pentru a-l priza. Și nu numai că aici nu găsești benzină, dar dacă ai vreo canistră de benzină la tine, ești avertizat că aceasta trebuie ținută tot timpul în interiorul mașinii, iar mașina să fie mereu supravegheată și încuiată. Teritorii ne întâmpină câțiva kilometri de drum asfaltat. O ușurare după dimineața de astăzi. Și pomi. Foarte mulți pomi. Copaci. A, și doar 37 de grade pentru ora 1. Super! Răcoare. Asta e foarte mic.
morțit un pic picioarele. Am fost să vedem o mică peșteră unde în anii 1930 exploratorul Lasseter, cred, s-a adăpostit după ce i-au fugit cămilele. Și n-a rupt musca. Și căldura. În zonele aride este bine să lași puțină apă pentru păsări sau alte viețuitoare. Bravo! O sută au intrat. Da. Muștele sunt ceva aici. Oh! Voilà the bowhead. Temperaturile sunt... De ce? Acum temperaturile sunt... Ai tot, după cum zice cineva. Ai pe cățaua. Cățaua.